Vă arăt un nou exercițiu pentru drenajul limfatic. Este un exercițiu pentru sănătatea capilarelor. Regăsit și bine ai venit pe canalul meu de Viorica Trohin. Știți deja din videourile mele despre importanța sistemului limfatic în organism. Exercițiul de astăzi este pentru capilare și cum să punem în mișcare sistemul limfatic. Este un exercițiu simplu, eficient, ale lui Maya Gogulan, bazat din sistemul Nishe. Acest exercițiu poate fi făcut de oricine, indiferent de vârstă. Haideți să vedeți cum se efectuează acest exercițiu. 1. Se așează pe podea și nu în pat moale. 2. Luăm o pernă fermă și o punem sub gât. 3. Mâinile și picioarele trebuie să le ridicăm în sus, tălpele cu fața la tavan, genunchii un pic îndoiți. Puneți picioarele în paralel cu corpul. Dacă nu reușim din prima, cât vom exersa mai mult, cu atât mai bine. 4. Tot ce trebuie să facem, să începem să mișcăm din mâini și picioare, executând niște mișcări vibratorii. Imaginați-vă cum fugiți cu pași mici pe o minge repede, repede. Într-un minut puteți face până la 240 de vibrații cu picioarele și mâinile. E foarte bine să facem 300 de vibrații, pauză și așa 3 seturi. Dacă obosim, ne oprim un pic, îndoim picioarele și ne relaxăm. După iarăși scuturăm picioarele. Astfel se drenează tot lichidul limfatic. E foarte bine să facem 2 minute sau facem 1 minut, pauză și repetăm. Asta este tot. Acest exercițiu stimulează circulația sanguină și limfatică. Acest exercițiu se face în fiecare dimineață atunci când facem curățirea limfii, după ce ne-am hidratat și bem un ceai cu lemn dulce sau Lymph Flow, care este un stimulator pentru limfă. După facem acest exercițiu minim 2 minute. Maya Gogulan susține că acest exercițiu va servi triplă îmbunătățire a pielii, a inimii și a venelor varicoase, dacă este făcut 2 ori pe zi timp de 3 luni. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video și dacă ți-a plăcut, nu uita să folosești butoanele de mai jos și m-ai ajuta foarte mult cu un like. Vă mulțumesc și totul este iubire!